I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Este scandal quiz sexual în PNL după ce poze sexy cu o membră au ajuns la șefii partidului. Mai mulți lideri liberali au fost audiați de poliție în acest dosar, în care a fost implicată o colegă din organizația Târgu Frumos în ultima campanie electorală. Femeia, om de afaceri, a fost la un pas să obțină o funcție de conducere în partid, dar și un loc pe listele de consilieri locali. Însă șefii ei au refuzat-o în final, scrie ziarul de Iași, după ce au primit în conversații private pe Facebook fotografii cu ea în ipostaze sexy. Expeditorul pozelor a anunțat că vor urma și altele dacă femeia nu este scoasă din cărți. Expeditorul ar fi, notează sursa citată, fostul soț al femeii de afaceri, de care aceasta spune că a divorțat. Cu imaginea afectată, femeia s-a retras și spune că ascensiunea carierei politice a fost oprită. Dosarul în care aceasta l-a acuzat pe fostul soț de șantaj, violarea vieții private și hărțuire, a fost înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Iași. Cu cariera distrusă după un scandal sexual, s-a ales și fostul ministru liberal Paul Păcuraru. Un bărbat despre care se spune că era liberalul a apărut în fața unei camere web în ipostaze indecente, încercând să agațe femei pe internet. Fostul ministru al muncii a negat atunci că și-ar fi expus nuditatea în fața camerelor web. El susținea că filmulețul postat pe internet ar fi fost trucat de o persoană de origine română stabilită la München care l-a șantajat. Împotriva ei a depus o plângere la poliția germană. Cert e că după acel scandal, Paul Păcuraru a dispărut din prim planul vieții politice. De notorietate a rămas și amantlâcul de Iași. Unul dintre cele mai cunoscute scandaluri care a ținut capul de afiș în presă este povestea de iubire cu final neașteptat dintre fostul primar Gheorghe Nichita și Adina Samson, angajată și ea la primărie. Relația dintre cei doi a durat câțiva ani, până când primarul a devenit gelos. S-a temut că iubita îl înșeală. Ca să se lămurească, i-a făcut cadou tinerei un telefon pe care montase un dispozitiv special de urmărire, la care aveau acces și șefii poliției locale. Amanta i-a adus însă primarului din Iași procurorii pe cap, care l-au și trimis după gratii. Acum edilul a scăpat de arest, dar imaginea sa de un politic s-a distrus iremediabil. Și tot din linia întâi a politicienilor, cazul fostului secretar general adjunct al PNL, Mihai Bălășescu, a ținut capul de afiș al presei de scandal. O înregistrare audio cu fostul liberal, în care povestea că a făcut sex cu o colegă de partid pe canapeaua lui Crin Antonescu, a scandalizat lumea politică. Dar acum te întreb un lucru, dar să-mi zici sincer, ca să știu și eu ceva. Tu chiar ai fost cu ea în birou la Crin? Pe canapeaua lui Crin, da. Pe canapeaua lui Crin. Deci te s***ia pe canapeaua lui Crin. Da. Și nu ți-a fost puțin rușine? Puțin? Și nu ți-a fost un pic rușine? Nu e de ce. Liberalul mărturisea ulterior că scandalul sexual a dus la încheierea carierei sale politice. Bălășescu și-a depus demisia din funcția de secretar general adjunct al PNL imediat după acest incident. Același lucru l-a făcut și partenera sa de pe canapea. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.